Anchetă de serviciu la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea a dispus inițierea unei cercetări prin care se va stabili circumstanțele intervenției pompierilor la lichidarea unui incendiu produs în dimineața zilei de 30 aprilie în localitatea Pârjolteni, raionul Călăraș. Asta după ce ieri un internaut a postat pe internet un filmuleț de la locul incendiului, care a stârnit diverse reacții. Potrivit informațiilor, apelul la serviciul 112 a fost făcut de către un localnic care a anunțat că arde acoperișul unei anexe în care era depozitat fân și paie. Primul echipaj din cadrul unității salvatorilor și pompierilor din Călăraș a ajuns la fața locului la ora 6:45 de minute. Salvatorii au stabilit că arde acoperișul cu suprafața de 32 de metri pătrați. Intervenția pompierilor a fost zădărnicită însă de o defecțiune tehnică. Autorul filmulețului spunea însă că pompierii nu ar fi putut porni apa. Ulterior, la fața locului a mai fost trimisă o auto specială. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că defecțiunea care a întârziat intervenția pompierilor a fost remediată în doar 3 minute, iar focul a fost stins la ora 8 și nimeni nu a avut de suferit. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a deschis o anchetă de serviciu pentru a vedea intervenția salvatorilor în cazul incendiului respectiv. Pompierii au reușit să salveze un alt imobil cu suprafața de 30 de metri pătrați aflat în apropiere, întrucât flacăra risca să se răspândească. Toate circumstanțele și cauza producerii arderii urmează a fi stabilite.